Bună seara, bunii mei prieteni, cei care ați mai rămas în situația asta. Am o misiune foarte dificilă în seara asta, ingrată. Trebuie să vă prezint două cărți. Spun că este ingrată deoarece, așa cum bine știți, mai toată lumea astăzi nu mai citește nimic și bine face, pentru că cei care conduc lumea au nevoie de ignoranți, de oameni fără cunoștință și fără nevoia de adevăr. Dar pentru acea sectă minoritară care se încăpățânează să citească și să afle cine sunt, sunt în posesia două cărți de excepție, Poveștile minunate ale României, volumul 1 și volumul 2. După câte vedeți, aici este Regina Maria și aici este coloana jertfei noastre fără de sfârșit a lui Brâncuș. Sunt două bijuterii scrise de doamna profesoară Gabriela Novăcescu și domnul Ion Novăcescu, istorici. De ce spun că sunt două bijuterii? Pentru că există cărți frumoase, există cărți interesante, cărți stupide, plictisitoare, etc., dar există cărți salvatoare. Într-un context în care instituțional se predă Alzheimer-ul istoric și trăim sub imperativul uită tot ca să putem face ce vrei cu tine, acești doi oameni se încăpățânează să ne aducă aici și în prezent, sub o formă imprevizibilă, inteligentă și rafinată, istoria care ne reprezintă. Forma se numește a povesti. A povesti înseamnă, de fapt, a reînvia. A-ți aduce aici, lângă tine, respirația unor personaje care pleacă din spațiul istoric, intră în lumea ta intimă, ca să-ți aducă aminte că ai avut o demnitate de român. Bijuterii care vorbesc despre jertfa acestui popor atunci când această țară a trebuit să-și revină în marginile icoanei ei, rupte de timp și mai ales de timpuri năpraznice. Nu sunt povești care să nu se bazeze pe lucruri adevărate. Sunt lucruri atât de adevărate, atât de tragice și atât de frumoase, că au plecat din statutul de istorie și au ajuns în statutul de poveste. Un român de astăzi, ca să poată să facă față la ceea ce se întâmplă, are neapărat nevoie de povestea poporului lui. Și am să închei cu o remarcă teribilă făcută de un fin observator vis-a-vis de filmele western. Spunea că acolo, în filmul western, întotdeauna cowboy-ul împușcă foarte rapid pe partenerul de discuții, în speță bietul indian, care este locuitorul pașnic al propriului teritoriu, îl împușcă ca să nu asculte povestea. Că dacă i-ar asculta, nu, e câinele meu care face așa, nu e niciun fel de problemă, e mai inteligent decât de guvernul la un loc, dar vreau să vă spun, dacă i-ar asculta povestea, n-ar mai atrage pe trăgaci. Acești doi oameni minunați apucă să vă spună povestea poporului român înainte ca ea să fie împușcată. Citiți-le repede, în contextul în care, din ce în ce mai mult, istoria poporului român se diluează și tindem să devenim o simplă geografie cu oameni anonimi. Vă mulțumesc!